Pentru că Ioana a vorbit despre premiul Nobel, permiteți-mi să vă citesc motivația succintă a jurului Nobel. Întotdeauna jurul Nobel excelează într-o frază despre scriitorul care primește Nobelul în anul respectiv. Iar motivația jurului din 2014 pentru acordarea premiului Nobel pentru literatură lui Patrick Modiano este următoarea. Pentru arta rememorării, prin care evocă cele mai absconse destine umane și dezvăluie universul vieții sub ocupație. Dincolo de această frază, ceea ce este extraordinar la Patrick Modiano și cu prisosință în aceste două romane, este Parisul lui. Este un Paris interior în care fiecare ne putem regăsi. Este un Paris onirii. Chiar Patrick Modiano spunea anul acesta într-un interviu: Parisul meu este un mare oraș onirii, unde epocile se suprapun. S-ar putea spune că în Parisul meu prinde contur ceea ce Nietzsche numea eterna reîntoarcere. Vă propun să ne reîntoarcem cu toții în acest superb Paris al lui Patrick Modiano. Vă mulțumim!